Încă o țeapă din partea celor de la putere care joacă alba-neagra cu alocațiile copiilor. Practic, după ce au mințit înaintea alegerilor că vor respecta dublarea acesteia, acum copiii vor rămâne doar cu acea creștere de 20%. Guvernul și-a bătut joc de copiii României. Înaintea alegerilor au mințit că vor dubla alocațiile, iar acum copiii s-au ales cu o mărire doar de 20%. Florin Câțu a schimbat ordonanța privind majorarea alocațiilor. Cu toate că din luna ianuarie copiii au primit majorarea de 20%, următoarea creștere nu va mai avea loc din cauza faptului că nu avem bani suficienți la bugetul statului. Dacă și-a mărit lor salariile înainte de 3-4 ori, nu să mai fie bani acum ca să mărească și la copii, dar le spuneți de copii, dar la pensionari, promis, nu la copii cu 40%. Și la pensionari. Așa, da. A promis ca să pună mâna frauduros pe putere, așa cum a făcut. Că pentru că PSD-ul trebuia să facă guvernul, nu tâlharii de liberare. Acum nu poți să obligi pe nimeni. Că la dânsii putere, la dânsii bani. Dacă vreau, pun, dacă nu, nu pun. Știți și cum e proverbul? Considerați că este bine? Păi nu e bine, ar trebui să dea la copii, că copiii cer de toate. Trebuie îmbrăcați, trebuie încălțați, că eu am crescut 4 copii singuri, îți văd din 83. Și știu cât să cere la un copil. Deci alegerea lor este una proastă. Da, da. E foarte proastă, nu că proastă. E cel mai slab guvern pe care l-a avut România vreodată. La ora actuală. Au promis multe în campanie, iar în realitate n-au făcut nimic. Așa au promis și cu pensiile, că le măresc, că au bani la buget și bugetul nu-i la ora actuală, uite, suntem în 5, data de 5 februarie 21, așa, și nu s-a hotărât bugetul pe anul ăsta. De asta. Deci e un guvern care nu a făcut absolut nimic pentru populație, numai ce au mințit în campanie electorală, mai ales USR-ul. Acum mai nou am văzut la televizor că vor să-și privatizeze și spitalele, că nu au bani. Au promis că au bani suficienți și acum vor să se scape de spitale să le privatizeze. Ar fi bine să ne dea dacă ne-a promis, că ne-ar trebui și nouă bani, că avem puțin. La fel se întâmplă și cu pensiile. Da, eu am muncit la confecții 35 de ani și n-am pensie decât 1.400.000. Atâția ani de zile la confecții. Și în strada mare 3 confecții am schimbat și am pensie mică de tot. Trebuia să ne dea dacă ne-a promis. Eu așa. În comparație cu alte țări, alocația din România este una dintre cele mai mici. Guvernul și-a bătut joc de copiii din țara noastră. Locuitorii municipiului Drobeta, Turnu Severin sunt dezamăgiți de actuala guvernare și nu sunt mulțumiți de cum gestionează situațiile.